Echipa de fotbal Steaua București a intrat în linie dreaptă pentru meciurile barajului de promovare în Liga a doua. Prima partidă a roșialbaștrilor din seria celor două duble eliminatorii va fi în deplasare cu Moștiștea Ulmu. Întâlnirea va avea loc sâmbătă la ora 11:30 pe stadionul Voința din București. Cât de mult așteptați aceste meciuri de baraj și cum este pregătită echipa? Știm cu toții că până la urmă pentru meciurile astea am venit, nu pentru meciurile cu... Și respect acum, nu sunt arogant pentru meciurile cu Dinamo 2, cu Rapid 2 sau cu cine am mai jucat Balotești. Pentru meciurile astea am fost aduși aici toți ca să îndeplinim obiectivul. Mijlocașul central al echipei din Ghencea speră să-și realizeze visul de a juca pe noul stadion Steaua. Vreau să-mi închei cariera aici, dar să-mi închei frumos. Asta e dorința mea. Și voi face tot ca să o încheie așa cum trebuie, cu o promovare în Liga, chiar și în Liga 1. Un meci aici, sau multe meciuri aici, alături de suporteri, să sperăm cu toții. Da, asta trebuie să fie încă o motivație în plus pentru noi, ca să jucăm pe acest stadion. Trebuie neapărat să promovăm la Liga a doua. Capitanul Stelei Valentin Bărbulescu îi asigură pe fani că el și colegii lui vor da totul pentru a obține promovarea și are un mesaj pentru toată suflarea roșialbastră. Practic acest stadion a crescut odată cu voi, cu echipa de fotbal. Da, da, chiar mă gândeam acum 3-4 zile, dacă nu mă înșel, am văzut niște poze de la Liga 4-a și stadionul era plin de macarale, chiar a crescut odată cu noi și el s-a finalizat în proporție de 99% și noi sperăm să, în proporție de 100%, că va fi atunci să promovăm și să jucăm pe el. Am un mesaj pentru suporterii noștri. Aveți încredere în noi, fiți alături de noi. La finalul sezonului vom promova în Liga a doua și ne vom bucura alături de voi. Forța Steaua!